Salutare, dragile mele! Iată că a venit ziua în care vom merge mai departe cu proiectul Prima dată eu și astăzi este partea a doua. Prima parte a fost despre iertarea de sine și găsiți videoul pe pagina aceasta de YouTube. Bun. Astăzi vom lucra pe ceea ce putem noi să facem pentru a ne pune pe primul loc sau pe ce plan al vieții putem să ne punem pe primul loc. De foarte multe ori este complicat să facem acest lucru, mai ales în momentul în care suntem obișnuiți să fim undeva la coadă, sau în momentul în care suntem obișnuiți să-i prioritizăm pe cei din jurul nostru. Așa că astăzi ne vom uita la viața noastră și vom vedea fiecare dintre noi care este planul sau pe ce bucățică mă pot pune eu pe primul loc, pentru că știu că toți avem viața noastră, care e foarte complicată și uneori chiar trebuie să punem pe primul loc pe ceilalți, pentru că poate chiar trebuie să fie prioritate în momentul respectiv. Așa că nu suntem absurzi în acest proces, în momentul în care ne punem pe noi pe primul loc, asta nu înseamnă că nu ne mai interesează de ceilalți, ci că vor fi elemente și angajamente pe care noi le vom face față de noi înșine pentru a fi pe primul loc, măcar pe o bucățică. Bun. După cum știți, vă hidratați, vă așezați confortabil, închideți ochii și haideți să urcăm. Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Și cu fiecare inspirație vom aduce pacea în corpul nostru. Și cu fiecare expirație vom elibera tensiunea și presiunea. Și vom începe acum să simțim cum aducem energie din străfundul pământului, prin tălpile picioarelor noastre. Și urcă această energie, urcă, 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 și ajunge în gambe și urcă mai sus și mai sus, mai sus și mai sus și ajunge acum în coapse. Și urcă, 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 urcă în inimă, în gât, în față și ne inundă tot corpul. Iar deasupra capului vom vedea acum o bulă de lumină în care ne vom pune conștiința noastră fictiv sau pe noi fictiv. Și cu această bulă de lumină vom începe acum să urcăm. Și urcăm, 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 urcăm și ieșim din încăperea în care suntem și urcăm mai sus și mai sus. Și ajungem în cer și ne vedem orașul de la distanță și urcăm mai sus și mai sus și vedem toată țara în care suntem de la distanță. Și urcăm, 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 urcăm și ajungem acum să vedem toate continentele, toate mările, toate oceanele și urcăm mai sus și mai sus, mai sus și mai sus. Și ajungem acum în atmosferă. Și urcăm, 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 urcăm și intrăm în galaxie, unde vedem milioane și milioane de stele. Și trecem dintr-o galaxie în alta, până când urcăm niște trepte de lumină. Și urcăm pe acestea, până când ajungem într-o lumină aurie. Aceasta este casa sufletului nostru, iar aici vă invit să inspirați, să expirați și să zăbăviți o secundă. Și urcăm acum mai sus și mai sus, prin toate culorile curcubeului și urcăm, 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 până când ajungem într-o ceață roz, care este legea compasiunii. Iar această ceață ne va propulsa spre o ușă sau o fereastră pe care vom pătrunde într-o lumină albă perlată. Excelent! Iar aici, în această lumină, bula noastră de lumină se dizolvă, iar noi devenim una cu lumina. Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Și dăm voie acestei energii să ne cuprindă corpul. Fiecare moleculă, celulă și atom al corpului nostru va fi cuprins de această lumină. Inspirăm, expirăm. Și vom aduce acum conștientizarea noastră față de viața noastră pe toate planurile pe care ne-am dorit să ne punem pe primul loc, dar nu suntem. Și ne vom uita la viața personală, la relația de cuplu, la felul în care ne tratăm corpul, poate, la felul în care ne tratăm din punct de vedere al sănătății, ne vom uita la cariera noastră, ne vom uita la persoanele din jurul nostru, prieteni, părinți, copii și ne uităm să vedem în care dintre aceste relații și în care dintre aceste planuri noi ne-am dorit să fim pe primul loc sau să ne punem pe primul loc,
dar nu suntem. Bun. Iar acum vreau să vă imaginați cum în această bulă a vieții voastre se deschide o ușă pe care vă invit acum să pătrundeți. Și pe ușa asta veți pătrunde și veți renunța, în momentul în care faceți pasul, dar dincolo de ușa aceasta, veți renunța la nevoia de a salva pe toată lumea, de a ajuta pe toată lumea, de a fi totul pentru toată lumea, da? De a fi tot ce are nevoie mama, de a fi tot ce are nevoie tata, șeful, colegii de la muncă, partenerul de viață, copiii, unde sunt copii și așa mai departe. Și renunțăm la această nevoie de a face tot pentru toți, de a fi tot pentru toți, că e normal să-i ajut pe toți și să mă pun pe mine pe locul 5, 7, 10. Și ne vom deconecta de la conștiința colectivă, a ce înseamnă și cum se simte. Că trebuie să-i pui pe ceilalți pe primul loc. Că dacă te pui pe tine pe primul loc, ești egoist. Ne deconectăm de la tot ce zice social media, de la tot ce zice mass media, de la tot ce am auzit de la mama, de la tata, în felul în care am fost crescuți, în felul în care am fost educați la școală, cum trebuie să-i lași pe ceilalți în față și așa mai departe. Nu ne referim la codul bunelor maniere, dacă îmi trebuie să lași poate o persoană mai în vârstă sau bolnavă în fața ta, ci ne referim la felul în care noi trebuie să ne dăm pe noi în spate pentru a ajuta pe ceilalți să ajungă în fața noastră. Mai ales dacă suntem poate frați mai mari sau frați mai mici, în interacțiunea cu frații noștri a fost nevoie să ne abținem de la anumite chestii pentru a fi ei în față sau invers. Poate în relația cu tata am fost într-o cursă cu mama. Fiecare își cunoaște dinamica din viața pe care a experimentat-o și atunci ne deconectăm de la toate acestea. Inspirăm și expirăm și dați-vă voie să simțiți cum din corpul vostru se eliberează această nevoie de a pune pe ceilalți întotdeauna pe primul loc. Mai ales atunci când eu nu-mi satisfac nevoile mele. Foarte mare atenție și acum vă rog să vă uitați ce nevoi nu vă satisfaceți. Poate unii dintre voi nu vă satisfaceți nevoia de a dormi suficient pentru că, nu știu, plecați mai repede de acasă pentru a ajuta un coleg, chiar dacă nu e neapărat obligatoriu să faceți lucrul ăsta. Poate alții vă sacrificați nevoia de a găti ceva bun pentru a petrece timp cu o prietenă care poate nu are chiar acum nevoie atât de mare de voi sau voi simțiți că profită de voi în momentul ăsta. Nu contează care e contextul, nu judecăm felul în care noi privim lucrurile. Nu există problemă mai mare, problemă mai mică. Există doar ceea ce simțim noi, că e aliniat cu noi. Inspirăm și expirăm. Și acum când am spus că nu există problemă mai mare sau mai mică, haideți să înțelegem și să învățăm că fiecare are provocările proprii. Asta nu înseamnă că dacă cuiva îi moare cineva, noi nu suntem empatici sau dacă e o persoană bolnavă, nu suntem empatici, nu ajutăm când putem. Dar e important să înțelegem că există limită între ce trebuie să facem noi, ce am putea să facem noi și ce este necesar să facem, da? Și haideți să învățăm care sunt limitele în contextele în care se întâmplă ceva grav în jurul nostru și fiecare și le vede pe ale sale. Nu pot eu să spun ce este corect pentru voi. Voi știți cel mai bine unde se întinde limita, unde voi întindeți limita, unde voi duceți mai mult nevoia de a ajuta, da? Față de cât este nevoie. Inspirăm și expirăm. Bun. Iar acum vă invit să ne deconectăm de la toate persoanele toxice cărora le cedăm din energia noastră și implicit poate le cedăm din timpul nostru sau îi prioritizăm pe acești oameni. Inspirăm și expirăm, inspirăm și expirăm, inspirăm și expirăm. Bun. Iar acum, draga mea, o să vreau să te transform într-un fluture și să zbor peste viața ta. Și vreau să te uiți la viața ta, cum arată casa ta, cum arată interacțiunea ta cu casa, cum arată interacțiunea ta cu relația de cuplu, poate, sau cu prietenii, cu părinții. Și vezi în viața ta, ca un observator, pentru că fluturele, da, este un terț în toată ecuația asta, îți voi să vezi care este un moment sau care este un element pe care tu poți să-l faci pentru tine și poți să te pui pe primul loc. Care este o zi, poate să fie o lună din viața ta în care vrei să te pui pe primul loc sau poate să fie efectiv
un nou obicei pe care să îl întreprinzi începând de astăzi, de mâine, de luni, de joi. Poate te poți pune pe primul loc în momentul în care faci duș, alogi mai mult timp pentru a-ți crea o rutină de skincare. Poate să faci sport, poate să fie despre a găti ceva bun pentru că îți place să gătești, poate să fie despre a face curățenie într-o cameră pentru că curățenia te relaxează, poate fi orice. Nu trebuie să fie nimic extraordinar, poate fi ceva mărunt, poate fi ceva mare. Ce simți tu că ar putea fi pentru tine un lucru pe care tu ai putea să-l faci, prin care să te pui pe primul loc? Și mai important, vezi într-o anumită interacțiune din viața ta, unde ai nevoie să faci acest lucru și dă-ți voie să-ți primești răspunsul, poate în interacțiunea cu partenerul, cu copilul, cu mama, cu colegii, cu șefii, cu prietenii, unde simți tu, dacă te pui în umbră cumva, ok? Inspirăm, expirăm. Bun. Și când ești pregătită, ne vom poziționa în ăla de lumină. Și vom aduce aici, în această bulă, toate elementele pe care le vrei din această meditație. Încrederea în tine, că poți să te pui și tu pe primul loc. Iubirea față de tine. Blândețea față de tine. Haideți să vă învăț că știți ce înseamnă și cum se simte, să fiți blânde cu voi când învățați să vă puneți pe primul loc, mai ales dacă n-ați fost niciodată învățate să faceți acest lucru. E un proces prin care treceți, e normal să fie poate furie la cei din jurul nostru, judecată și așa mai departe. Și atunci haideți să fim blânde și să ne aducem blândețea cu noi în bulă. Vom aduce iubirea și compasiunea, am nevoie să fiți, să vă iubiți voi pe voi și să fiți, să aveți compasiune față de voi. Și cu această bulă de lumină vom începe acum să coborâm. Și coborâm, coborâm, coborâm prin toate culorile curcubeului și coborâm mai jos și mai jos, mai jos și mai jos și ajungem acum în lumina aurie și coborâm mai jos și mai jos, mai jos și mai jos și ajungem la treptele de lumină. Și coborâm, 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 coborâm. Și ajungem în galaxie, printre milioane de stele, milioane de planete. Și coborâm mai jos și mai jos. Și ajungem acum în cer și vedem toate continentele de la distanță și vedem continentul nostru de la distanță. Și coborâm, coborâm, coborâm deasupra corpului nostru și intrăm cu această bulă de energie în tot corpul nostru până când simțim că prindem rădăcini în străfundul pământului. Iar de acolo, din inima Mamei Pământ, vom aduce energie în tot corpul nostru și vom centra în inimă. Vă pup, vă îmbrățișez, să vă fie de folos. Pa, pa!